Și 9 minute în deșteptarea. Ia zi, Alejandro, ce ai pregătit astăzi? Băi, la culinaria? În dimineața asta vreau să prezint publicului o rețetă culeasă de tatăl meu și încă ne pusă în practică, dar pe care cred că o să o fac chiar în acest weekend. A fost culeasă sub forma unui filmuleț de pe YouTube, fără nume al rețetei. Este practic o reinterpretare a unui italian pentru melanzane alla parmigiana, adică vinete parmigiana, care sunt niște vinete tăiate felii cu straturi de brânză și roșii și date la gratinat. Doar că aici, că am văzut și eu rețeta, se renunță la sucul de roșii, se pune puțin. Se pune puțin, da. Dar se adaugă șuncă. Exact. Și fiți atenți că este o rețetă foarte simplă, dar sună foarte apetisant. Credeți-mă pe cuvânt că știți că nu vorbesc prostii când e vorba de mâncare. Așadar, se iau două vinete mari, se curăță de coajă și se dau pe răzătoarea mare. Da? Răbdare. Crude. După care, crude, evident. Crude fiind ele, asta este surpriza. Exact. După care le pui la scurs și trebuie să le și storci cu mâna. Deci el folosește acolo o strecurătoare mare metalică. Da? Și le pune și sare. Pune și sare ca să scoată apă din ea. Exact. Și trebuie să scoți toată umezeala din vinetele astea, da? Bun. După care adaugi trei ouă. Și așa un bulgăre de vinete rase și mai... Exact. Usate. Rase grosier. După care adaugi trei ouă și le amesteci bine, bine de tot cu vinetele, pui sare și piper, doi căței de usturoi zdrobiți, amesteci bine, 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 3-4 linguri de pastă de tomate, poate fi și ketchup până la urmă. Deci tot asta se amestecă, se face un amestec, da? Cu vinetele rase, 3 ouă, sare, piper, usturoi și câteva linguri de sos de tomate. Așa, o legătură mică de pătrunjel, tocat. Adică nu un snop, da? Și 100 de grame de făină pe care o incorporezi în asta, o tot presari și amesteci, presari și amesteci, da? Și ai făcut practic o compoziție ca de chiftele, dacă vrei, da? După care se ia o formă de asta de dat la cuptor, o tavă ceva mai înaltă. Da, poate fi de ceramică, dacă e... Exact. Pe care o unși, trebuie însă bine și uniform cu ulei de măsline, după care presară pesmet. Pe toată suprafața o tapetează, practic, pesmet. Asta se face ca să... O metodă simplă, se pune niște pesmet așa de cât și după aia se agită tava stânga-dreapta, stânga-dreapta și în felul ăsta se răspândește uniform. Da. Faci o fundație de pesmet, nu prea groasă. Iar apoi, cu o lingură, pui un strat din compoziția aia pe care ai făcut-o gros de vreo 2 cm. Cam așa. Și apoi un strat de felii de șuncă. Care... Și... El pune pecorino și brânză. Stai un pic, pe nu. Da. Deci mai întâi un strat de șuncă, după care se pune brânză dură sau cașcaval ras. El folosește pecorino. Poți să folosești, fie vorba între noi, cam orice cașcaval ras acolo. Aș folosi unul care să aibă puțină personalitate, mai puternic așa ca gust. Da, depinde de gustul fiecăruia aici. Și de câți bani vrei să investești în rețeta asta. Da. Că diferența între pecorino și... Pentru că vinetele alea sunt dulci. Și atunci dacă pui un cașcaval care și el când se topește se face tot dulce, trebuie un mic contrast de gusturi acolo. Așa de asta e ideal. Pecorino este o brânză sărată și cu aromă foarte puternică de oaie, brânză de oaie. Da, încă o dată zic. Ok, important e că e de mâncare, nu contează. Așa. E dulce, că e... Așa. Și după ce ai pus șuncă și cașcavalul ras, vii cu încă un strat din compoziția de vinete și deasupra repeți faza 1, adică presari pe toată suprafața pesmet, stropești bine cu ulei de măsline. Da. Vinetele au această particularitate, beau cât ulei de măsline le dai. Da. Nu există să... Oricât dai... Sunt ca Subaru cu benzina, știi? Da, 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 așa. Da, da. E, da, bine, aici ai stratul la protector de pesmet care mai împiedică transferul uleiului către vinete. Cuptor, la cuptor. 200 de grade, 35-40 de minute. Până se rumenește. Până vezi că e rumen. Da. Și după aia când o taie... Se taie ca o plăcintă. Da, ca o... Sau, și sunetul de pâine caldă, că pesmetul ăla de deasupra devine crânțănicios, așa? Da. Mamă, și arată senzațional. Deci ceva așa, nu știu cum să vă spun. Ca între... să fiu sincer, nu arată grozav. Mie îmi place. Îți place cum arată? Da, și mie îmi plac vinetele aia... la cuptor de mor. Adică... Ferzui... Da, da. Da? Da, okay. Asta e cu vinetele, asta e particularitatea lor. Că nu, nu sunt foarte estetice. O să încerc și eu. Din punctul meu de vedere, farmecul vinetelor coapte este
aroma de afumat. Uh-huh. Care vine, dacă faci vinetele coapte pe grătar sau hai, le faci pe plită pe aragaz, dar știi, aroma aia ușoară de afumat acolo este farmecul. Cred că merg și așa, nu-mi dau seama. Farmecul lipsește salatei de vinete. Da. Dacă mănânci musaca, dacă mănânci da. Melanțane parmigiana, da, nu prea mănânc melanțane parmigiana, dar cred că este o chestie dulce și bună. Și nu foarte se face bună. Greu, trebuie numai puțin timp și să respecti ordinea operațiilor. Știi? Asta zic, nu, asta chiar o rețetă super simplă. Uh-huh. Adică și nu e nici costisitoare. Acolo la pecorino e, se poate face diferența. Un cașcaval mai puternic, știi? Așa. Da, dar vinete acum se găsesc precum roșiile cherry tot anul, nu mai e sezon de vinete. Găsești vinete la supermarket, uh-huh, la permanență și chiar sunt mai bune că-s mai seci, nu-s așa umede și șpilul la compoziția asta, tocmai asta e că v-am zis de la început, trebuie bine stoarse și lăsate să se scurgă ca să nu se fleșcă toată afacerea. Ce zici, Sof? Ha! Eu sper, ai zis că faci în weekend? Așa nu păstrezi și tu un colț așa pentru frații tei de la... Uh-huh. Bine, mă, dacă fac, vă aduc. Bine. Promis-o. S-a notat. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.